spune scena. Scena 4 pe dubla 1. Vreți vreau eu să fiu cuit cum râd și vreau eu să fiu zeroat. Doamne! Nu, lasă! Ce? Sau cea despre zâna? Ascultă, curcubiu. Vezi pașii de la... Ca să nu știu ce, stai să mă uit în piept. Dar nu s-a prins, eu am... Știi? Încep? Deci mă jur că tu ți-o cauți cu lumnărica. Nu mi-ai dat cu boom-ul ca hap. Începem? Da. În ultimii 10 ani, în fiecare dimineață, exact la răsăritul soarelui, un domn în vârstă mergea pe bicicletă. Pregătiți pentru Festivalul Internațional de Tatăl la Berlin, pe care ulterior o să-l câștigați. El este personajul principal. Hmm. Așa geamul. Așa vii, bravo, bun. Dar spune, bă, e o poezie, bă. Reușesc să păstrez ideile mele vii. Filmul pune în paralel două mari povești. Povestea lui Daniel, studentul de peste hotare, studentul de la Chișinău care a plecat la Viena și reușește să se afirme acolo. Nu-și uită rădăcinele. De cealaltă parte, povestea unei tinere care demonstrează că și acasă ne putem afirma. Părinții își impun copiii că ce o să zică lumea când unul, că tu faci dans, că tu faci pictură și tu faci, tu n-ai să primești bani. Personajul meu, Daniel, este un tânăr care trăiește sub semnul vocației sale. Urmați-vă visul, pentru că sunt o grămadă de tineri în ziua de azi și oameni care deja ajung la 40 de ani și efectiv sunt oameni morți. Dar noi cu Liviu suntem în de ultimul an de liceu și aceasta este o oportunitate foarte mare pentru toți. Acest film reprezintă un proiect deosebit în contextul cinematografiei autohtone. Până și sponsorii au văzut că asta e un film bun de tot, adică un impact social mai mult. Impactul social am avut prin caravana de film pe care am desfășurat-o. Am reușit să ajungem la 1000 de tineri, un număr impresionant din 15 instituții de învățământ. Am redescoperit Moldova. Filmul ăsta o să mă ajute la admiterea mea la facultate. Datorită faptului că filmul a avut atât de multe tematici, am reușit să o discutăm pe fiecare, să o elucidăm cu câte un grup țintă. De exemplu, am fost și într-un liceu cu predare în limba rusă. De timpul m-a trecut foarte repede, chiar ieri, parcă la început de toamnă, când am început proiectul. Suntem o echipă mică, dar facem lucruri mari. A fost greu să-l filmez pe Badea Emil. A fost greu să fac scena căderii. De departe, cel mai greu. Vasile! El trebuie să cadă și să stoberească la vale, ca să nu uite. Ai înțeles? Dar Liviu m-a rugat să spun despre scena cu Vama, de emoțiile lui Vasile. El văzând Vama și tancurile de lângă Vama, numai lângă Vama, a început să fac așa o mică panică, că gata, noi cu Liviu l-am calmat, dar cu lumea le-am legat, l-am dus, am făcut-o. Da, asta nu trebuie știți. A fost o provocare să filmăm în stânga Nistrului, pentru că tatăl meu a fost reporter pe front. Adevăr. Dar momente care o să rămână pentru veci, cred că, în amintirea tuturor. Dacă vom munci și vom lupta, noi vom ajunge de unde dorim.